Un incident șocant a avut loc în Alexandria, județul Teleorman. Liceul tehnologic numărul 1 a fost scena unui scandal soldat cu 2 elevi răniți, un adolescent a fost înjunghiat cu un cuțit în braț, iar celălalt a fost rănit ușor. Potrivit martorilor, totul a izbucnit după ce un elev în vârstă de 14 ani a agresat câțiva colegi. Un alt licean de 18 ani a sărit în apărarea acestora. Gestul său nobil, de curaj, l-a costat foarte mult, căci a fost rănit grav. Sfârșit prin a fi înjunghiat cu un cuțit în braț. Agresorul și-a chemat tatăl în ajutor, părintele fiind cunoscut drept recidivist. Cel care a sunat la 112 și a alertat autoritățile a fost unul dintre profesorii liceului. Polițiștii din Alexandria au demarat o anchetă și urmează să stabilească dacă elevul a fost înjunghiat de colegul său de școală sau de tatăl acestuia. Părintele recidivist a încercat să fugă, dar a fost prins de jandarmi.